Toate capurile cârd o vine pe aici și el din spatele lor. Că eu le păzesc. Ia ce fac eu cu caprele. Ce drăguț. Fă-i. No, asta e Măriuca, încă n-am aflat despre ea dacă e gestantă sau nu. Împlinit acum în aprilie, cam în perioada asta, împlinește 2 ani de zile. Nu știu ce poate sta și ea liberă în sarc. No, prințesă, ai loc de păscuta, mă. Vezi numai nu te atinge de fir, că-i bani. Vrei să-l miroși ăsta? Hai, miroasă-l. Simte. Ai văzut firul? E curentat odată și ți-a mintit. Îi s-o încălce coada. Trebuie să-i o tungem. Dragilor, la noi a venit primăvara și ne simțim tare bucuroși că iarba e mare, păsările cântă, gâzele zboară, albinele adună polen și nectar pentru miere. Deci treaba e bună. Facem astăzi un video să vă arătăm și vouă ambianța de primăvara de la noi din Maia Mureș. Și mai ales ambianța locală din gospodăria noastră, cu animalele, cum se comportă ele, ce toni au și ce satisfacție au în perioada asta. No, asta e Măriuca, încă n-am aflat despre ea dacă e gestantă sau nu. Împlinit acum în aprilie, cam în perioada asta, împlinește 2 ani de zile. Și după cum semnalele la ea, tragem nădejde că ar fi gestantă, pentru că nu mai fost agitată. Du-te de acolo, lasă salcâmul, că eu vreau să-mi facă miere albinele de la el. Dar e mult mai liniștită, sigur că s-o maturiza și amoare și e pretenții. Dar așa sunt animalele și noi ne obișnuim cu ele, treptat și cu bivolii, pentru că pe Măriuca avem de... Un an jumate. Avem de un an jumate și... Trecem așa printr-o perioadă de învățare cu ea. Am dus-o de 2 ori la montă și așteptăm cu nerăbdare, probabil pe la sfârșitul lunii aprilie o să vină din nou tehnicianul să o controleze și o să vă spunem clar un verdict. Da, după cum se comportă, tindem să credem că e gestantă. Nu mai intrat în călduri, nu mai a avut scurgeri și așa mai departe. Așa că poate că acolo pe la 1 decembrie o mă avea lapte de la ea. E ziua națională a României, un sărbătorit și noi cum se cuvine. Anul trecut a fost pe la noi echipa de la Canal D și ne-a filmat un pic animalele, gospodăria, ne-a luat așa un mic interviu și anul ăsta vine o altă echipă de filmări de la o altă televiziune care ne va filma și sperăm să iasă ceva frumos, așa că avem emoții pentru că în zilele următoare asta se va întâmpla. O să vă dăm noi link
pe viitor, pe canalul nostru de YouTube, probabil, pe contul Andreea de Facebook, care se numește Andie Len, sau pe contul meu, Daniel Lengel. O să vă dăm acolo link-uri dacă vreți să ne urmăriți și pe Facebook. Haideți să continuăm așadar excursia prin gospodăria asta noastră și să vedem ce fac celelalte animale. Pe Măriuca are ce mânca aici. Pa, Măriuca! Îi pune și apă la Luna. E aici locul preferat al lui Gruia. Și aici îi place lui să stea el să privească încolo. Dar haide să vedeți ce avem aici. Nu știu, le arătăm sau nu le arătăm aici? Da, le arătăm. Hai să le arătăm că... Ia! Ai cicu, 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 cicu! Ai cicu, 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 cicu! Ia cum stau în fân! Ia cum stau în fân! Cicu, 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 cicu! E acoperit cu tăl! Cicu, 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 cicu! Deci un pic de acolo să poată trece, să nu se sperie. Nu se sperie ăștia, că direct la mine vin. Ia uitați ce am adus noi acum primăvara asta. Ăștia teoretic îs frați cu purceia ce am avut noi acum fătați. Teoretic. No, sau cumva moștenitori sau ce nu-i. Ideea este că dumneai ei purcică și foarte prietenoasă, îi place jerjitele de la oameni. Și ăsta la alte purceluș. Nu cred că o să... Nu mă mușca! Nu cred că o să fie păreche, dar... sperăm ca purcica asta să crească mare să ne facă niște purcenuși. Sunt foarte prietenoși. Sunt foarte cuminți și umblăm așa ca pe... Umblăm așa pe vârful degetelor de la picioare, pe lângă ei, că vrem să nu se streseze și să nu se agite și să vină la noi. Ia, mai... Hai, cicu, 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 cicu! Hai, cicu, 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 cicu! Ia că vine! Hai, cicu, 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 cicu! Cicu, 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 cicu! O să chemăm și tehnicianul să-i cotalieze, pentru că așa trebuie. Așa spune legea. Și să vedem dacă avem ceva purceluș pe la anul de la purceica asta. Faină! Dar... Cu asta vă ținem la curent pe viitor. Eu cam data trecut așa ușor pe la ei și merea la capre, că mie caprele îmi plac în perioada asta. Haide să vă arăt de ce. De fapt nici nu-ți putea vedea de ce, că acum deja smulse și... Pentru că smulse nu e așa mare emoție la ele acum, dar eu dimineața și seara. Te simți da. Cel mai bogat om, cum s-ar zice. Păi da. Nu, că de la 7 capre ce poți să fii bogat, da? Hai să merg să-l vedeți. Ia să văd unde mi-s caprele. Hai să le vedem. Hai repede. Cel mai mult îmi place de Gruia. Că e numai după ele. Hai să vedeți. Ah, ați plecat? Da. Ieri am pus în funcțiune gardul electric. Pe partea unde avem plasă, nu mai avem treabă cu a verifica și a pune la punct gardul, dar pe sub firul de gard electric o trebuie să cosim, pentru că dacă iarba se atinge de fir, nu mai face contact și ieduțele în perioada asta, nefiind obișnuite cu gardul, dacă gardul nu face contact, ele pleacă și după ele pleacă și caprele. Așa că m-am asigurat în primăvara asta, ca în fiecare primăvară, că nu dau drumul caprelor și eduțelor la păscut în gardul electric până nu-i bine pus la punct ca o săptămână, două, trei să le percuteze pe capre și treptat să le percuteze pe eduțe și treptat ele se vor obișnui a se feri de fire și să rămână în perimetrul lor. Ia uite la Gruia cum stă numai pe lângă ele. Am observat, păi și mai înainte am venit aici și erau caprele acolo stăteau pe gunoi și Gruia stătea cu ele, deci chiar m-am mirat. Cum de nu-i Gruia a plecat pe aici, pe iarbă, că doar poate să iasă oriunde. Dar el nu stă numai cu caprele. Ce? De acolo, pe jos. Păi îl văd, mănâncă, nu știu ce mănâncă. Lucra aici, în grădina aia, cineva ieri, alaltăieri, și lătrage, i s-o porni lătratul la Gruia.
Și ce am văzut astăzi de dimineață, iar Oltrada. Oltrada așa e, grozav. Toate capurile cârd au venit pe aici și el din spatele lor. Că eu le păzesc. Ia ce fac eu cu caprele. Ce drăguț. Da. Și acum stă problema tot așa cu el. Da, fain. Problema e că el s-a curentat de câteva ori și el l-am urmărit. S-a curentat că a vrut să meargă după copii când a mers în sus. Și-a fugit direct în adăpost. E vă două ori. M-a dus bel. Hai mă, guruia mă, hai da mă. Eu fă frică. Mai, să mai iasă afară. Știi? L-am chemat lângă mine, l-am scărpinat. N-o zic, la fir nu-i voie. Și uite-te că încet, încet se învață că firul doare. Da. Și că numai caprile e zdrazului, nu ulița și să umble telele. Dar da. Ce face aia? Nu se poate ridica, să scărpină. Să scărpină. Uite, vedem ce roade. Ia cum să scărpină. Hai, mă! Hai, mă! Dau caprele după tine. Ce faci? Ce ți-ai găsit? Ce mănânci? Ia suflă! Ia suflă! Ce faci? Stai cu caprele? Iubirile tale, prietenile tale, da, îți place și așa. Ia ce are pe ea. Are căpușă. Ia, uite ce căpușă are. Ia, te scoate. Dar te să-l dăm cu ceva, numai că scoate. Da, o să-l dăm. Deși am cumpărat, cred că, cea mai scumpă pastilă de parazitare internă, externă. Nu stai, mă! 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 Tu ești șeful cu caprile. Păstă tine-s eu. Și uite că căpușele tăți se prinde. Stai cu minte. Și pentru de parazitare externă da, e aia. Sigur. Ia uite. Așa, fetițele, să mai percutează cât un pic. Vrei să o scot eu? Stai cu mintea, gruia. Hai să o scot eu. Stai că am scos-o eu, nu știu dacă... Dacă am luat și capul. Nu s-a și nimic. Stai, mă. Repid, o trebuie să margă să vadă ce ați pățit, care ați pățit, de ce ați pățit. Nu, că știi ce? Ăla cred că e osul lui care i-l-am dat noi. A avut un os ce i-l-am dat. Oi, 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 cântat-i de osul ăla. Ia ce fac de când mai vreme. Ce e ăla? Căpușa, că o neutralizez. Nu bine, scârbos. Bă, împarte cu caprele, nu mânca numai tu. Hai să văd ce-ai acolo. Ce-ai găsit? Ce-ai acolo? Bă, nu te vreca de mine. E pulpa aceea ce ți-am dat-o eu. Pulpa aia veche de la purcica. Bravo. Ia uite așa, viața la țară, primăvara, cea mai bună perioada anului. Când faci proba laptelui? În curând. Deocamdată încă nu am apucat să stea o zi întreagă la păscut. Cred că astăzi va fi prima zi. Cred că astăzi va fi prima zi când vă sta caprile aici, în perimetrul ăsta mare. Și... probabil de săptămâna viitoare vom începe să facem probe. Numai că săptămâna viitoare o să fim tare ocupați, că vin cei cu interviu, vin cei de la televiziune să ne filmeze. Și trebuie să ne ținem fie de treabă și cu YouTube, o să vedem cât de mult timp o vom avea, pentru că suntem foarte ocupați. Eu acum am terminat cu firul perimetru acolo la Măriuca, trebuie să mă duc să-mi descarc remorca de lemne, pentru că le-am adus de la căsuța din Cătun și mai am de adus de acolo crengi și lemne de prun. Așa că trebuie să golez remorca și de fiecare dată că astăzi mă duc încolo, de fiecare dată când mă duc, mai aduc câte o tură mică de lemne și tot așa, cu mașina mică după mine. Dar am venit să dăm o tură pe la capre, să vă arătăm așa care e situația actuală și să vă bucurați și voi împreună cu noi de atâtea flori, de cântatul păsărelelor și de frumusețile zonei. Da, cum ziceam, nu prea ai ce vedea la caprele astea, pentru că sunt multe, subte. E pulpă. Dar când vom face proba laptelui,
Sau poate chiar într-o seară o să mai filmăm noi așa o poveste despre capre în timp ce le mulg. Sau într-o dimineață, că dimineața-s toate. Hai ce vă place, vă. Unde-i duia? Iată încursă tot în afara perimetrului lor. Și pe mie mă latră. Dacă vin așa și le iau pe surprindere, mă latră. Caprele, în general, de câini se tem. Dar cu el fiind obișnuite, poate trece gruia pântre ele, mai ciuliaște câte una care nu-i convine și zice du-te, bă, ca și mie duta, nu vine așa aproape. Dar în rest, nu au treabă cu el. Uite de cum pas timp de el. Mă bucur să văd că ne iese plană. Că asta ne doream, să stea căsărul ăsta numai și cu caprele și să le păzească de orice. Pentru că am nevoie de nutrieți la animale, mă bucur tare mult să văd că izdeiul ce l-am plantat aici anul trecut, acum e cam năpădit de iarbă, dar văd că s-a prins foarte bine parcela și în curând va fi de recoltat. Pe partea asta am făcut un gard relativ nou, zicem noi, gard electric, pentru că în fiecare an cu asta avem treabă. Și după cum se vede, am bătut răchiți în pământ, primăvara de vreme, cred că de până februarie am început, așa-i? Și am cosit și aici perimetru ca să nu intre, pentru că ia de acolo avem vreo 4 parcele. Chiar ieri povesteam cu Sofia și ziceam: tu, Sofia, ce fain e că acum avem nu știu câte parcele să putem, să putem muta animalele în diverse locații. Asta e parcela lor permanentă, cu o grădină, cu o curte mai mică în care le legăm dacă plecăm de acasă sau ceva. Au o curte de vreo 2 ari, vreo 200 de metri pătrați, dar în rest aici ați vreo 2000 de metri pătrați pentru ele ca pășunie permanentă. Și alternăm. Și alternăm cu parcelele astea, care una e încolo, între tufe, pruni și ce mai e, sălbăticiuni. Și una e încolo, prin livada unei vecine, între pruni și livada și ce mai este acolo. Și acolo avem gard electric. Dar haideți să vă arăt ce am mai tomit noi anul ăsta. Aici a fost creșa ieduțelor, pentru că în perimetrul ăsta de la cei doi nucuți pe care, dacă nu-i protejez, caprele inimicesc, ele tot acolo să băgau, unde nu era nimic de păscut. No, așa să vă fie învățătură de minte, să vă dă curentați până vă învățați să vă pașteți iarba frumoasă și grasă de pe jos. De ce v-am adus aici? Pentru că anul trecut aici am pus noi cartofi și legume și roșii și ce mai pus. Avem o parcelă în care încă vom pune, va pune Andreea încă ceva legume, așa e? Da. Așa. Ce veveriți acolo. Deocamdată am pus niște pari de fasole, au pus Andreea, ei au sămânat, eu am muntit parii foarte greu, cea mai importantă muncă, că dacă nu, cum crește fasolea? Hai să fim realiști. Da. Și dincolo de fasole, tărei, mă bucur și te vin pe aici cât de des pot, pentru că am sămânat niște lucernă. Mi-a luat Andreea niște lucernă pentru căsuța din cătun și am zis că nu-i potrivit. Acolo lucerna trebuie cosută des, crește mare și așa mai departe. Dar pentru că mi-am luat un kilogram acolo, mi-am mai luat eu un kil și am zis să mănânc aici lucernă, să am de dus verde la porci, la purcei. Foi. Ah, 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 ah
Bravo, Bruno! Bravo! Bravo! Combinați-o! Bravo, Gruia! Ce-o băie, mă? Bravo! Latră, Gruia! Bravo, băiete, bravo! Hai, mă, frumosule, mă, hai aici, mă! Hai, pufosule! M-ai văzut în grădină și ai crezut că am venit la furat, așa-i? Mă, tu ești bun de pază, mă! Bravo, puiule! Bravo, puiule, bravo! Bravo, băiete! Bravo, ce-ai făcut? Ai lătrat? Da, ai lătrat! Hai, da, hai la capre! No, du-te la capre! Du-te înapoi! Du-te la capre! Du-te la capre! Du-te la capre! Nu vini tu să ne tăm miroși pe noi! Și acolo ți-o spre tinele! Nu te lasă, Doamne, și viață, ce zică ai! Nu te lasă să vii la noi, nu-i voi așa! Dar, cu dar pe ce ai greșit în lumea asta? Sughițe! Hai să-l auzi! Hai să-l auzi! Te-l aud! Aproape! Ce-ai pățit, mă? S-a speriat! Te-ai speriat, a venit asuchița, vai ce te ține! Lasă acolo, că le-o pune apă la capre. Când le ducem... Când le ducem în perimetru ăla, le punem găleata acolo. Da, ok. Știi ce ar mai lipsi? Să-l vezi că miroase florile, că în rest tot-i fericire. Tot-i zen. Dar și tu, dragă, ce zen ești aici în... Da, raiul tău, Maramureșan. E foarte fain. No. Păi nu vă mai atingeți de garduri, v-am explicat frumos. Du-te, Gruia, dă-le roată. Asta, Gina, una, două îl pune la punct, dar el nu se lasă. Du-te, Gruia, dă-le roată. Du-te, ferește-le de gard, mă. Ia. Hai aici, hai. Du-te, dă-le roată. Cum se antrenează câinii pentru așa ceva? Păi el nu trebuie să-l antrenezi mult, că el are nativ asta în el. Și el va învăța încă, e copil, îți dai seama. Dar va învăța treptat că, mergând cu ele, când vom merge noi pe acolo la păscut, va învăța care-i rutina. Deci cum să plimbă el pe la tăte? No, tu ești bine? Tu vezi că ești cam a tăia aproape de gard. Da. Am fost cam închis acolo. Prea mult timp, știi? Bine că el așa s-a obișnuit acum, dacă el o fă acolo și foarte bine că a stat cu ele, că s-a obișnuit cu ele, ele cu el. Și cu Măriu, ca să vezi ce fain se întâlnesc. Da, am văzut că se pupă unul pe altul de liniești că-s frați. Și Măriuca nu l-a suportat la început. No. Da, exact. Astea ni-s caprele. Ăsta ni-i cățelul. Și asta ni-i gospodăria. Dragilor, acesta a fost video din ziua de azi. Acestea au fost caprele noastre, câinele Gruia, bivolița Măriuca, gospodăria noastră și întrebările zilei sunt: cine ar vrea să locuiască în Maramureș și de ce?
Și dacă ați avut un câine ca și Gruia, un câine din acela de a ciobanilor, de a oilor, de a caprelor, cum se dresează un astfel de câine? Pentru că suntem tare curioși, pe lângă faptul că el are, cum zicea Daniel, nativ în el instinctul ăsta de a le proteja, cred că un pic trebuie și dresat. Îndrumat. Îndrumat în direcția asta. Da, uite că până acum nu știu nici să șadă jos și acum deja știe că îi spun șezi și șede. Bravo, Gruia! Nu va finalul. Vă mulțumim că ați vizionat acest video până la final. Noi vă salutăm, vă dorim să aveți și voi spor la lucru, pentru că odată cu primăvara știm că vine multă, multă treabă și muncă. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!